Bine v-am regăsit la întrebările care ne pun pe gânduri. La ultima noastră întâlnire din această serie, v-am pus o întrebare legată de trei flacoane. Să o revedem. Aveți trei flacoane în textul inițial, în varianta veche, cu siguranță nu era vorba despre flacoane, probabil erau sticle sau butoiașe, cine știe. Și cele trei flacoane au volumele 3 litri, 5 litri, respectiv 8 litri. Primele două sunt goale, iar al treilea, cel de 8 litri, este plin cu apă. Deci conține 8 litri de apă. Și întrebarea este următoarea. Cum putem, doar prin turnarea apei dintr-un vas în altul, să împărțim apa în două volume egale? Adică să avem 4 litri, 4 litri. Pentru că există mai multe variante, să vedem cine găsește varianta care presupune cele mai puține acțiuni de turnare a apei dintr-un vas în altul. Se pare că numărul minim de acțiuni de turnare a apei dintr-un flacon în altul, pentru a împărți cei 8 litri de apă în două volume egale, este de 7. Iar metoda se bazează pe aceste operații aritmetice. Vă propun să urmărim cele 7 acțiuni de turnare a apei împreună cu operațiile aritmetice corespunzătoare. Au știut să împartă apa în cantități egale Daniela Carmen Băluță, Dumitru Antonie și Maniura Antonio. Le mulțumesc pentru răspunsuri. Întrebarea de azi va fi un pic mai grea și are legătură cu presiunea atmosferică și cu măsurarea ei. Să vedem. Ca să vă ajut în găsirea răspunsului la întrebarea de azi, vă voi spune câteva cuvinte despre Torricelli și despre barometrul pe care l-a inventat. În anul 1643, evanghelista Torricelli, fost student al lui Galileo Galilei, a făcut unul dintre cele mai interesante și cunoscute experimente din istoria fizicii, reușind pentru întâia oară să măsoare presiunea atmosferică. Torricelli a înțeles că, tot așa cum în apă avem presiune pentru că apa are greutate, trebuie să avem presiune și în aer, pentru că și aerul are greutate. După chiar expresia lui Torricelli, noi trăim într-o mare de aer, atmosferă, iar aerul are greutate ca tot ceea ce există de altfel. Pe vremea lui Torricelli, atunci când se scotea o parte din aerul dintr-un anumit volum, de pildă în pompe, se spunea că se creează vid. Deci cuvântul vid avea un pic alt înțeles decât cel de azi, când numim vid un spațiu complet gol, în care nu mai avem molecule sau avem foarte puține molecule. Atunci era considerat vid orice spațiu în care densitatea aerului era mai mică decât densitatea aerului din exterior. Așa că vidul putea să fie mai puternic sau mai slab pe vremea lui Torricelli. Și până la Torricelli se credea că vidul aspiră, dacă poate, dacă are pe unde, gaze sau lichide. Așa credeau că funcționează, de pildă, pompele de apă. Și azi mai există oameni care cred același lucru, și anume că vidul aspiră, dacă are condiții, aer, apă sau tot felul de alte gaze și lichide. Ei bine, vidul fiind nimic, nu poate să facă nimic, deci nici să aspire. Dacă introducem capătul unei seringi în apă și tragem de piston, mărind volumul ocupat de aerul din seringă, intră
apă în seringă, nu pentru că este trasă de vidul din interior, ci pentru că este împinsă de presiunea din exterior. Prin mărirea volumului ocupat de aer în seringă, scade presiunea în ea. Iar diferența de presiune dintre exterior și interior împinge apa în seringă. Deci fenomenul are loc deoarece aerul de deasupra apei are presiune și nu pentru că așa zisul vid din seringă trage apa în seringă. Toricele a înțeles acest lucru și cu siguranță ar fi înțeles multe altele dacă n-ar fi fost răpus de febră tifoidă la doar 39 de ani. Dar a rămas în istoria fizicii pentru că a găsit o metodă simplă pentru a măsura presiunea atmosferică. Când un lichid are două suprafețe de contact cu aerul de deasupra, așa cum vedeți în desen, dacă cele două suprafețe nu sunt la același nivel, înseamnă că presiunile aerului de deasupra lichidului în cele două părți ale lui sunt diferite. De pildă, în cazul nostru, presiunea este mai mare în dreapta, de aceea suprafața lichidului este mai jos acolo, mai coborâtă decât în stânga. Prin denivelarea lichidului apare o presiune în lichid numită presiune hidrostatică și ea este egală cu diferența presiunilor aerului pe cele două suprafețe ale lichidului. Cunoscând toate astea, Torricelli a umplut până sus un tub cu lungimea cam de un metru, cu mercur, așa cum vedeți în desen, a astupat capătul lui de sus, l-a întors, având grijă să nu curgă mercur și să nu intre aer în tub, și l-a introdus într-un vas care conținea tot mercur. Și apoi a luat degetul ca să vadă ce se întâmplă. Și a observat că mercurul coboară în tub, dar nu până jos, n-ajunge la același nivel cu mercurul din vas și rămâne o coloană de mercur cu înălțimea de aproximativ 76 de centimetri. Înainte de a ajunge la întrebarea pe care vreau să vă pun, vă întreb ceva. Ce se găsește deasupra coloanei de mercur în tubul lui Torricelli? Vă las să vă gândiți un pic. Dacă ați răspuns aer, atunci trebuie să răspundeți la întrebarea cum a ajuns aerul acolo. Pentru că vă amintesc ce a făcut Torricelli. A umplut tubul până sus cu mercur, a astupat gura tubului cu degetul și a întors tubul având grijă să nu curgă din mercur și să nu intre aer în tub. Și l-a introdus cu gura în mercurul din vas și apoi a luat degetul. Și atunci, ce se găsește deasupra coloanei de mercur dacă aer n-a intrat în tub? Răspunsul este nimic. Deasupra coloanei de mercur în tubul lui Torricelli este vid. De data asta, vid adevărat. A fost pentru prima dată în istoria omenirii când cineva a realizat un vid aproape perfect. Aproape perfect pentru că avem totuși niște vapori de mercur acolo, dar presiunea vaporilor de mercur este întru totul neglijabilă. Mercurul din experimentul lui Torricelli are o suprafață în contact cu aerul, suprafața din vas, și o suprafață în contact cu vidul, dacă se poate spune așa, suprafața din tub. Înseamnă că presiunea hidrostatică a coloanei de mercur din tub trebuie să fie egală cu diferența dintre presiunea aerului și presiunea vidului. Dar presiunea vidului este zero, ceea ce înseamnă că, de fapt, presiunea coloanei de mercur este egală cu presiunea atmosferică. Iar presiunea coloanei de mercur se poate calcula foarte ușor împărțind greutatea mercurului din tub la secțiunea tubului, pentru că asta înseamnă presiune, raportul dintre forță și suprafața asupra căreia acționează forța. Dacă presiunea atmosferică crește, atunci coloana de mercur din tub se face mai lungă. Capătul de sus urcă al coloanei de mercur. Dacă presiunea atmosferică scade, atunci coloana de mercur coboară. Deci tubul lui Torricelli a fost primul barometru, adică primul aparat cu care putem măsura presiunea atmosferică.
În concluzie, ca să puteți răspunde la întrebarea pe care urmează să o pun, trebuie să știți următoarele. Aerul apasă pe suprafața mercurului din vas și împinge mercurul din tub, ținând în echilibru acea coloană de aproximativ 76 de centimetri. Deasupra coloanei de mercur, în barometrul lui Torricelli, este vid. Și acum întrebarea. Să presupunem că avem un barometru Torricelli în care tubul este ținut de un cântar cu arc, un cântar sensibil cu arc, așa cum vedeți în desen. Și întrebarea este, dacă se schimbă presiunea atmosferică, se schimbă sau nu indicația cântarului care ține tubul? Deci tubul este suspendat de acel cântar și are gura, bineînțeles, scufundată în mercurul din vas. Este sau nu influențată indicația cântarului de presiunea atmosferică? Asta este întrebarea. Mi-ar plăcea dacă ați și explica de ce credeți că da sau de ce credeți că nu. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!